Sezonul rece nu vine doar cu frig, ploi și haine groase, ci și cu o gripă și răceală. O dietă bogată în fructe și legume proaspete, o igienă corectă și cât mai multe lichide calde sunt doar câteva dintre metodele de evitare a îmbolnăvirii. Gripa a devenit una dintre cele mai comune amenințări la adresa sănătății noastre, mai ales în această perioadă când vremea este schimbătoare. Iată și câteva sfaturi utile venite din partea reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Sălaj. Recomandări generale pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin viroze, gripă, pneumonii. Păstrarea unei igiene corporale riguroase cu spălarea mâinilor, mai ales după suflarea nasului și venirea în contact cu persoane bolnave. Evitarea pe cât posibil a aglomerațiilor umane și a contactului cu persoanele bolnave. Evitarea automedicației și prezentarea la medicul de familie în cazul apariției unor simptome de gripă, răceală sau infecții respiratorii superioare. Izolarea persoanei bolnave în condiții corespunzătoare de igienă. Bolnavul va folosi batiste igienice în caz de tuse sau strănut. Aerisirea încăperilor sau birourilor cu menținerea unei temperaturi de 18-20 de grade Celsius. Apoi, cea mai importantă măsură de prevenire, care este de fapt o măsură specifică, este vaccinarea antigripală. Campania de vaccinare gratuită se va derula prin cabinetele medicilor de familie. Vor fi imunizate cu prioritate persoanele cu risc ridicat de îmbolnăvire, astfel vor fi vaccinate persoanele cu vârsta peste 65 de ani, cele cu boli cronice, în special boli respiratorii și cardiovasculare, boli metabolice, copii și bătrâni instituționalizați și personalul medical. În fiecare sezon apare o nouă formă de gripă, astfel vaccinurile speciale trebuie actualizate din timp. Perioada optimă de vaccinare este octombrie-decembrie, dar se poate extinde până în februarie. Vaccinul utilizat diferă practic de la un sezon la altul. Compoziția vaccinului este stabilită de Organizația Mondială a Sănătății. Trebuie transmisă tuturor producătorilor formula vaccinală. În acest an, formula vaccinală este cu tipul A H1N1, tipul A H3N2 și cu tipul B.